Vă mulțumim că ați dat curs invitației noastre la conferința de presă cu tema Mecanismul Național de Raportare a Materialelor ce reprezintă abuz sexual asupra copiilor, realizări și perspective. Salutăm prezența la eveniment a Ministrului Afacerilor Interne, domnul Adrian Efros, șeful Inspectoratului General al Poliției Chestor Viorel Cernăuțeanu, domnului ambasador al Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Kent Logzon, și Elena Botezatu, directoare executivă a Centrului Internațional la Strada Moldova. Cuvânt de salut îi se oferă Ministrului Afacerilor Interne, domnul Adrian Efros. Bună ziua, excelență, domnule Chestor, stimați invitați, onorată asistență, cunoaștem cu toții că în ultimii ani s-a înregistrat o creștere dramatică a cazurilor raportate de abuz sexual asupra copiilor, la nivel global și la nivelul Uniunii Europene. Și aici doresc să aduc și niște cifre, niște date statistice care confirmă acest fapt, și anume în anul 2010 au fost înregistrate 23.000 de cazuri, ca în anul 2022 să avem înregistrate 32 milioane de cazuri. Această tendință trebuie oprită imediat și noi, prin efortul nostru comun, o putem face. Din păcate, în anul 2022, Moldova s-a clasat în top 10 țări la nivel global ce oferă găzduire materialelor de abuz sexual asupra copiilor, ceea ce arată o migrație către infracțională către Republica Moldova. Condiții în care noi trebuie să ne pregătim și să prevenim acest flagel. Acest lucru, în principiu, este favorizat de cadrul legal deficitar ce vizează obligativitatea furnizorilor de servicii TIC de a conserva, de a raporta și înlătura acest material de pe servere. Din păcate, partea malțioasă a dezvoltării tehnologice ne afectează pe noi toți. În Republica Moldova, cazurile de exploatare sexuală a copiilor în mediul online este cauzat în principiu de trei factori, și anume dezvoltarea rapidă a tehnologiilor, gradul de penetrare foarte înalt a internetului în Republica Moldova, de circa de peste 90%, mobilitatea oamenilor care pot accesa de oriunde și de pe orice aparat digital, orice conținut de pe internet. Pentru a răspunde la aceste provocări, Moldova a creat și operaționalizat Mecanismul Național de Raportare a Materialelor de Abuz Sexual față de copii. Prin acest mecanism de cooperare, Ministerul Afacerilor Interne și-a propus să conecteze strategiile naționale în domeniul afacerilor interne și viziunea Uniunii Europene privind combaterea crimei organizate pe dimensiunea exploatării sexuale a copiilor. Cu ajutorul acestui mecanism național, vom reduce de 3 ori timpul de blocare a materialului de abuz sexual față de copii. De asemenea, serviciul permite fiecărui cetățean să participe activ în lupta împotriva exploatării sexuale a copiilor, asigurând astfel un ecosistem digital cât mai sigur. Mecanismul ne permite identificarea mai rapidă a făptuitorilor și pedepsirea acestora, fie că vorbim despre producători sau consumatori. Totodată, prin înlăturarea materialelor ilegale de pe internet, evităm victimizarea repetată a copiilor, determinată prin circulația acestor materiale prin internet, prin vizualizare, distribuire sau posesia acestor materiale. De asemenea, pentru a fi operativi în luna aprilie a anului curent, Moldova a devenit membră a rețelei globale InHop, rețea ce întrunește 52 de servicii de raportare
astfel de cazuri. Aderarea la INHOP este un indicator al alinierii la practicile naționale și standardele europene de funcționare a serviciilor de raportare a materialului de abuz sexual. Prin toate aceste instrumente reușim să asigurăm un internet mai sigur pentru copiii noștri și să ne aliniem cerințelor internaționale de protecție a copiilor. O abordare holistică ne ajută să protejăm cea mai vulnerabilă parte a populației mondiale. Și aici vorbim despre copii. Reiterez că mă bucur că suntem aici în această formulă. Partenerul tradițional al Ministerului Afacerilor Interne, Ambasada Statelor Unite, în Republica Moldova, societate civilă, care de altfel este mult mai activă și implicată în stoparea abuzurilor de orice fel asupra persoanelor vulnerabile. Centrul Internațional La Strada și întreaga echipă a Ministerului Afacerilor Interne cu Poliția Națională în frunte, care dă tonul atunci când este vorba de servicii mai bune și mai sigure pentru societate. Vă mulțumesc! Acum cuvântul se oferă domnului ambasador. Bună ziua, domnul ministru Refros, domnul șef al IGP, Genațiană, dragi colegi. Sunt foarte bucuros să particip împreună cu dumneavoastră astăzi la lansarea unui noi mecanism național de prevenire a abuzului sexual online asupra copiilor. Tehnologiile noi au creat riscuri noi legate de exploatarea și abuzul sexual online asupra copiilor din întreaga lume. Noul mecanism național creat de Guvernul Republicii Moldova și La Strada, finanțat de Statele Unite prin Biroul Internațional pentru Combaterea Drogurilor și Aplicarea Legii, INL, al Departamentului de Stat, va consolida capacitatea țării de a proteja copii de exploatare și abuzul sexual online. Acesta permite rezidenților Republicii Moldova să raporteze conținut util online problematic, astfel încât materialele cu scop de exploatare și abuziv să poată fi eliminate. Lansarea de astăzi demonstrează excelentă colaborarea puternică dintre Statele Unite și Republica Moldova. Suntem membri de parteneriatul nostru pentru a crea un viitor mai democratic, mai prosper și mai sigur pentru toți moldovenii, în acest caz, în special, pentru copii din Republica Moldova. Vă mulțumesc! Cuvântul se oferă șefului Inspectoratului General al Poliției, domnului Chestor Viorel Cernăuțeanu. Stimate domnule ministru, domnule ambasador, doamnă director, eu, în primul și în primul rând, vreau să salut și reprezentanții mass media. Întâi de toate, vreau să remarc în alte aprecieri pentru ceea ce s-a reușit să facă de comun pe parcursul anului curent. Și este de apreciat că un efort comun care a încercat să fie așternut pe foaie la începutul anului, la 23 februarie, dintre Inspectoratul General al Poliției și Centrul Internațional La Strada, prin semnarea acordului în partea ce ține de implementarea acestui mecanism de raportare sau, cum am spune, sigur online, își aduce impactul pozitiv în societate și asta demonstrează în primul și în primul rând atitudine față de ceea ce reprezintă cetățenii și societatea. Trebuie de remarcat în primul rând că, de fapt, copiii sunt cei care sensibilizează cel mai mult societatea și orice nu s-ar întâmpla cu un copil că vorbim în spațiu online sau că vorbim în circunstanțe obișnuite de zi cu zi, aceasta este un impact pentru societate, este un impact pentru membrii familiei și în mod special pentru noi cei care de fapt trebuie să curmăm ilegalitățile care sunt în raport cu copiii.
De aceea, cred că cea mai bună oportunitate este anume conlucrarea dintre instituțiile statului, aici vorbind în numele Inspectoratului General al Poliției, cu alte instituții abilitate pe compartimentele respective, dar nu numai cu instituțiile statului, dar și cu acele organizații non-guvernamentale, private, în mod special cele din domeniul tehnologiilor informaționale, care ne pot ajuta cu adevărat să facem față provocărilor. Eu am spus-o și anterior, de fapt, marea majoritate a infracționalității la ziua de astăzi este cea care domină sau apare prin spațiul online și, cu părere de rău, în marea majoritate a cazurilor constatăm că victimele acestor categorii de infracțiuni anume sunt minori. Dar vorbind la speța zilei de astăzi, este de remarcat că atunci când un copil devine victimă ale materialelor cu abuz sexual în spațiu online, asta cumva nu doar cataloguează persoana ca victimă a unei infracțiuni, dar trebuie să înțelegem că aceasta generează și multe alte riscuri sau influențe negative asupra acelui copil, familiilor, deoarece este o afectare psihologică în raport cu toți cei care cumva au avut de suferit pe urma acestora. Important, cum a spus și domnul ministru, am găzduit, suntem în top 10 țări în anul 2022 care am găzduit materialele pe domeniul în cauză, dar important este că noi încercăm și facem față acestor provocări și cel mai important că din luna mai, dacă nu dau greș, Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice a recepționat 46 astfel de situații cu suportul Centrului Internațional La Strada, anume cu referire la abuzurile sexuale în mediul online în raport cu copiii, care cuprindeau peste 400 de fișiere legate de acest domeniu. Și ce este important, că în toate cazurile au fost sesizate țările gazde ale acestor materiale și acest lucru a fost curmat. La fel, destul de important, ci ținem să remarcăm, bineînțeles că asta o să vocifereze și doamna director la capitolul dat, începând cu 7 iulie, ceea ce ține de informațiile sau aspecte cu caracter sensibil la capitolul dat, care apar în spațiu online, nu doar sunt prelucrate, dar pot fi și eliminate. Și acest lucru este de apreciat, deoarece nu se dă curs mai departe de a avea alt subiect sau alte influențe negative la acest compartiment. Eu încă o dată remarc și apreciez conlucrarea noastră cu partenerii. Eu vreau să aduc mulțumire Ambasadei Statelor Unite, deoarece o mare parte din tehnica care ne ajută la ziua de astăzi la combaterea acestor fenomene este anume prin donația care a venit din partea Guvernului Statelor Unite în cadrul Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice. Și bineînțeles că ceea ce vorbim de conlucrare activă cu Centrul Internațional La Strada, care este un partener activ, strategic și de încredere la acest domeniu. Mulțumesc foarte mult! Acum cuvântul îi se oferă doamnei Elena Botezatu, directoare executivă a Centrului Internațional La Strada Moldova. Bună ziua, excelență, domnule ministru, șef al poliției. La nivel global, la fiecare 2 minute sunt analizate materiale ce reprezintă abuz sexual a copilului. Acestea sunt raportate către servicii specializate, care au capacitatea de a le analiza și care conlucrează cu poliția și cu furnizorii de servicii internet și furnizorii de servicii de găzduire pentru a le înlătura din mediul virtual. În ultimii ani, vârsta copiilor ce apar în astfel de materiale scade, iar practic o pătrime din aceste imagini și video reprezintă conținut de severitate sporită. Reprezintă activități sexuale cu implicarea copiilor, reprezintă cazuri de viol a copiilor cu vârsta de până la 10 ani, reprezintă video cu copii de până la 2 ani implicați în activități sexuale.
Unul din trei materiale raportate reprezintă conținuturi produse aparent de către copii, conținuturi create la distanță, fără implicarea unui adult, conținuturi create prin ademenire, prin manipulare, prin șantaj, care ajung ulterior să fie publicate pe site-uri cu conținut pornografic, să fie descărcate, distribuite pe diferite forumuri specializate. Aceste tendințe sunt remarcate și pe platforma siguronline.md, care din aprilie curent este un serviciu de raportare a materialelor de abuz sexual a copiilor și a înregistrat un număr de 1705 raportări. Fiecare link raportat conține de la 10 până la sute de fișiere, imagini și video cu copii abuzați sexual. Cea mai complexă raportare pe care am înregistrat-o pe un singur link conținea 452 de imagini cu copii abuzați sexual. În unul din cele mai recente cazuri de abuz sexual online asistate de Centrul Internațional la Strada, tatăl producea și comercializa fotografii și video cu caracter sexual explicit cu copilul său, cu vârsta de până la 8 ani, iar aceste materiale erau vândute pe forumuri internaționale persoanelor de pe întreg globul pământesc. Într-un alt caz, asistat în colaborare cu colegii din Statele Unite, zeci de copii din Republica Moldova au fost identificați pe diferite platforme specializate pe care se comercializau materiale cu abuz sexual a copilului. Aceste cazuri ne demonstrează caracterul global a abuzului în mediul online, ne demonstrează faptul că abuzul sexual în mediul online nu are frontiere și că e necesară o cooperare internațională pentru a putea combate acest fenomen. Cu părere de rău, aceste cazuri ajung a fi descoperite mult prea târziu, după luni sau chiar ani de exploatare, timp în care materialele circulă pe internet, sunt încărcate, distribuite, vizualizate de mii de ori sau chiar produse materiale noi cu implicarea acelorași copii. Tehnologiile și internetul multiplică și amplifică consecințele abuzului, iar ceea ce ajunge public online poate fi înlăturat doar respectând niște proceduri destul de rigide de raportare și de înlăturare a acestor materiale. Asta deseori descurajează copilul să mai colaboreze, îl fac să renunțe, iar asta e o cauză a răspunsului complicat pe care îl aveam până în prezent în combaterea acestui fenomen. Un răspuns mai lent decât viteza cu care se poate răspândi abuzul în mediul online. Astfel ajungem în 2023 să primim raportări de materiale care au fost produse mulți ani în urmă și materiale care, cu părere de rău, mai circulă pe internet atâta timp cât nu sunt raportate și cât nu sunt înlăturate ori blocate. Iată de ce a fost creat acest serviciu în Republica Moldova, pentru a face internetul mai curat, pentru a face internetul mai bun, pentru copii inclusiv, pentru a asigura o protecție mai eficientă victimelor, pentru a le crea senzația că sunt și a le oferi, de fapt, o mai bună siguranță, știind că proba abuzului nu mai este accesibilă în mediul online. Acest serviciu presupune o platformă care este disponibilă pe siguronline.md, poate fi accesată și de pe pagina poliției, funcționează în baza unui acord de colaborare încheiat între Centrul Internațional la Strada și Inspectoratul General al Poliției, așa precum a fost menționat și de către domnul Cernăuțeanu. Și orice persoană care găsește pe internet imagini sau video cu copii în ipostaze sexuale explicite, le poate raporta anonim și confidențial. După recepționarea raportărilor vor fi analizate, iar dacă se constată ilegalitatea lor, vor fi referite sesizările către poliție, ulterior către furnizorii de servicii pentru a fi înlăturate din internet. Sigur, online e un serviciu acreditat de rețeaua InHope. Asta presupune că activăm în baza unor standarde internaționale. E un serviciu care are acces la o bază de date internațională. E un serviciu care colaborează cu profesioniști din întreaga lume. Prin urmare, suntem notificatori de încredere, atât pentru alte servicii similare la nivel global, cât și pentru companii private din domeniul TIC la nivel global, iar asta ne facilitează activitatea de solicitare a înlăturării materialelor din internet. În primele 4 luni de activitate am reușit să înlăturăm 3400 imagini și video cu conținut ilegal
care au fost găzduite în Republica Moldova. Durata medie de înlăturare a materialelor din spațiu online durează până la 2 zile și jumătate. Astfel, mii de copii din întreaga lume se pot simți mai în siguranță, știind că materialele care îi reprezintă nu mai circulă în mediul online. În final, vreau să mulțumesc partenerilor care au oferit suport în crearea acestui mecanism de raportare, Ministerului Afacerilor Interne, Inspectoratului General al Poliției, dar și ambasadei SUA la Chișinău. Totodată, vreau să încurajez persoanele care au văzut pe internet imagini sau video ce reprezintă copiii în ipostaze sexuale să le raporteze pe siguronline.md. Chiar dacă nu sunteți siguri dacă este un material legal ori ilegal, nu vă ia mult timp, în câteva clicuri acest material poate fi raportat. Vreau să vă invit totodată să vizionăm un scurt video, un video care o să prezinte în câțiva pași simpli cum pot fi raportate materialele către serviciul specializat. Pentru a raporta un material... Ținerea sau distribuirea unor astfel de imagini sunt ilegale. Chiar dacă nu sunteți siguri dacă materialul pe care doriți să-l raportați este ilegal, vă încurajăm să-l raportați. În astfel de situații, este mai bine să fim vigilenți. Procedura de raportare este confidențială. Poate fi realizată în câțiva pași simpli și vă ia doar câteva minute. În formularul de raportare, la rubrica Conținut raportat, bifați materiale ce reprezintă abuz sexual asupra copilului. Ulterior, indicați unde a fost găsit acest material. De exemplu, pe un site web, platformă socială, forum sau alte, dacă nu vă încadrați în categoriile specificate. Puteți indica și alte detalii sau circumstanțe care considerați că ar fi utile. După care, introduceți linkul către materialul ilegal. Și pentru a încheia procedura de raportare, apăsați butonul de trimitere. Raportează, nu ignora! Stimați reprezentanți ai mass media, acum urmează sesiunea de întrebări la subiectul conferinței. Nu sunt întrebări, da? Vă mulțumim pentru prezență. O zi frumoasă tuturor!